Lidl înghețată nou în conuri. Să gustăm și să vedem ce gustare e gelatele. Că asta e prima. Conuri cu bucăți de biscuite. Văd că aici este Oreo pe o parte. Con de napolitană, negru, văd că. Cu glazură de ciocolată umplut cu înghețat cu gust de crim. Ce-ar fi asta? Smântână? Cremă? Acoperită cu acoperire cu gust ciocolată și cu biscuit cu gust de ciocolată deasupra. 53.4 cream flavor ice cream, bla bla, lapte și restul. Standard 18.5 acoperire ciocolată. 15% napolitană, conul 8.2 glazură ciocolată. Pudră de cacao, chocolate flavor biscuits. Ok. Deci la general e con. Con ciocolată înghețată, cream. Ciocolată deasupra și... Și bucăță de biscuit. No, asta mai scurt ar fi un fel de variante de Oreo pe con. Da? După câte se vede asta. Haide să vedem. Hop. Am mustrat destul de gros ciocolată, tableta asta deasupra. A, da, și înghețata asta de crimă cu bucăți de... Era scris sau nu? A, în chocolate flavor biscuits, da. N-aș vrea să mănânc ciocolata asta pentru că să-mi strice gustul, prea tare o să fie gustul ciocolată. Oricum și conul, la fund are mult ciocolată, margine așa, dar nu așa de mult ca deasupra. Conul, foarte crocant și îmi place la textură. Fix Oreo. A, dar apropo, așa e din mijloc la Oreo, tot crim s-ar putea spune că e. Dar acolo e crocant tare. Ceva atât jur împrejur, părea groasă, ea. În mijloc nu e așa de groasă. Nu e rău. Asta e ciocolată deasupra interesantă. Și nu e așa tare dulce. E ok, nu s-a avut un mare de Oreo. Și ceva ce negru, dar oricum cred că e ok, 7.5. Este a doilea gust. Cu ciocolată crumbs. Și văd că este ceva de alună aici. Cel puțin ținut wafer cone. Glazură ciocolată. Înghețat cu gust de alună și cu sos de alună și ciocolată. Aici sos nu era, dar aici văd că este decorat cu alună și ciocolată flavor coating. În acoperire de ciocolată și alună și ciocolată flakes. Ok, sună foarte, foarte bine. Mm-hmm.
de-a lunii asta, da. Deci, șconul e alb, înghețata e de-a lunii, ciocolata asta e de-a lunii deasupra. Așa îmi place. Super bun. Îmi place în ultimul timp au început să apară înghețate de aluni și foarte mult îmi plac. Nu s-a nouă. Conul crocant, gustos. Înghețată de aluni bună. Avem și sos, rău că aici sos nu era. Dacă asta e turbată. Aici sos, aici ciocolată. Ciocolată cu gust de aluni, înghețată cu gust de aluni. Nu știu ce este de abânduri mai serioase, nu fac de aluni. Magnumul și restul nu fac nimic. Am înghețat de aluni numai la Lidl și la alte am văzut. Și la Coop. Care și e mai bun înghețat de aluni care am mâncat-o. Nu, dar acasă chiar e bună. La Lidl au apărut două înghețate noi, care la Aldi sunt de ceva timp și le-au copiat fix ca la Aldi. Fix în fix. Aceea era de hazelnut pralină și celălalt era de coconut și white chocolate. Și zice, fix așa le-au făcut. Fix în fix. Numai că aici au pus ciocolată neagră în loc de lapte. E că așa e. Gelatele, cum îți mergea, amidala, hazelnut and dark chocolate, așa e hazelnut praline milk chocolate era la Aldi. Înghețată de alună cu sos de pralină 6%, fix ca așa ce e, numai că asta e acoperit în 33% ciocolată neagră și 5 bucăți de alune, da, așa e. Iar ciocolată de lapte, da, fix în fix la fel. 5% de pastă de alune. Ce mai avem pe aici? Mai e scurt. Ai, exact, exact. Eu când am văzut-o acum, am zis, am zis, uite, fix. Și era la... La, este cum spune, hazelnut ice cream și pralin sos. Dar slic, stăm să ne puteți buni. Clar, ciocolata neagră e un pic mai amărui, dar nu e problemă. Oricum e gustoasă. E o transparentă, pachetată. Pachetată de alunii trebuie să fie bună. E bună, îmi place. Ceva să chiar gustoasă. A făcut ca la Magnum, scrie gelatele. Asta e amidala. Zice așa? Nu mi-i pune, asta e Giovanna. Coconut în almond. Deci era coconut în white chocolate, mi se pare. La Aldi. Înghețat cu gust de cocos. Cu 2% cocos. Mărânțit. Încoperit în 27% ciocolată albă. Și 1% de migdale prăjite. La așa la altă fix așa. Hmm.
Rapid reconstituit, bla bla bla. Vieții standarde unic cu 6% cocos. Da, să vedem. Interesant să le compar pe ambele și să le cumpăr de la Aldi și de la Lidl pe viitor. Să le fac un versus. Vedem care e mai bună. Și așa să rotundiși la ei. Zici că mănânci Bounty. Îngheța asta. Și e de la Aldi. Și cu Bounty. Ok, să te comparat. Originalul și Aldi și Lidl. În afară de cocos, în afară de să te nu știu ce nici să facă. Bun, îmi plac ambele. Așa de la audio tot așa erau buni turbat. Asta de la audio mi se pare că e mai bună. Dar am ajuns presumțire. Și probabil că 6%. Dar o să vedem cu aia zi în timp să-i fac un vers. De la lună, 8, și aia, 8.25. Înghețată nou sorbet, interesant așa arată, și mango, fruct, pasiune și chia. Nu e limba engleză. Sorbet. Mango sorbet cu mango și fruct pasiune Ripple și Chia Seeds. Apa Alfonso Mango Pure 25%, mango fruct pasiune Ripple cu Chia 17%, zahăr, fructosiru, stabilizator și gata. Ripple asta dulceață și e dinăuntru. Fruct pasiune permanent îl mixează cu mango, dar mie fruct pasiune nu prea îmi place. Și ăsta e fără lapte, dar el e pe bază de apă, că e sorbet. Bun, Chia. Că Chia dă-ți de mango cum e. Cât e galben la culoare. Chia, Chia. Cum să spune? Pirei mango 25, deja Ripple 17%. Fructul pasiunii. Mango se simte puternic la locul gustul de mango. Ok. Bun, e bun. E destul de plăcut textura. Mie nu prea îmi plac sorbetele pentru că ele nu sunt de lapte, dar sunt din apă și parcă mănânce gheață fărămițată cu nu știu ce mănânci acolo, cu suc. Concentrat de suc, dacă când într-adevăr e piure, e altfel textură, e moale, de parcă ar fi lapte. E clar lucru că la gust nu se simte ce este semințele astea, dar ele textura interesantă. Când mănânci înghezată. Pocnesc așa. Băi, înghezată e nota 8, îmi place, e bună. Mie mango îmi place, mie, pur și simplu, uneori nu-mi place când sunt prea tare fructe pasiune în mango. Când e iaurt sau înghețată. De aici predomină mango. Îmi place, e gustoasă. Chiar e bună. Eu mă feresc de sorbeți sau de înghețate de astea pe băți care azi de fructe. Pentru că gheață concentrat nu-mi place. De asta care e bună. Pentru că e calitativă. Și ingredientele are foarte puține. Lista e scurtă, exact ce am citit. E scris mango pire 25%, Ripple cu Chia 7 și zahăr, sirop de fructoză, glucoză, emulsifier, stabilizator,
regulator de aciditate, fibră, punct. Lista e super mică. Unghețată nouă și interesantă. Patru gusturi într-o caserolă. Așa mare. Ei, ice mix, tropical. Fruct pasiune, ananas, mango și cocos. Deci, practic, să avem patru gusturi sau cum ies? Așa, fruct pasiune, da, ananas, mango, cocos, sunt patru gusturi, cu nouă, cu sos de ananas, 9%. Așa, coconut powder, ok. Să facem un tostet, nici interesant deja să văd care e situația. Așa, deci, arată așa. Și să vedeți și sos aici, că e mult. Dezdem care și de care. Dacă o ghicim, așa, fruct, pasiune, ananas și sunt albi, mango, cocos. Deci sunt două albi. Dezdem asta, ce gustare. Ok. Sosul de ananas e peste tot. Passion fruit, pineapple, mango. Cos ok. Asta mi se pare că e fructul pasiune. Mai mult ca apreciez. Pe simplu, sosul de ananas e peste tot. De ca asta apreciez că e mango. După culoare. Asta trebuie să fie de ananas. Că asta e de cocos, că e albă. Simt chiar gustul de cocos. Și înțeleg că asta e de ananas? Că e un pic galben, da. Da, aici se simte puternic ananas. El, cum sosul de ananas e tot atât e bun. Tropical. Nu-i rău, nu-i rău. Sunt încântat pentru așa ceva. Patru gusturi. Nu numai pentru asta e top. Nota 8. La Lidl a apărut înghețată nouă. Am luat două gusturi din trei, că nu avea sens. Ele toate trei conțineau înăuntru bucăți de toffee. Da? Și deja, în dependență care și cu ce, eu sigur n-am luat ciocolată, care înghețat ciocolată, toffee și bucăți de ciocolată înăuntru, asta e prea simplu și mie niciodată nu mi-a plăcut asta și am zis că nu are niciun sens. Pentru că ce, oricum cel mai puțin îmi place, deja asta e 120%. Și am decis să le iau pe celelalte două, da? Am luat cream ice cream, care la fel e cu bucăți de toffee, doar că înghețată e de cream și cu bucăți de fursecuri de astea de biscuiți 5.8%. Și am luat, decis să iau de caramelă, pentru că de caramelă îmi place. Tot e cu toffee, 4.2%, dar 3% arahide. Și mi s-a părut mai interesant decât ciocolată, chips și ciocolată, asta e prea banal. Dezdem cream. Bucăți de biscuiți, ca și toffee de lapte condensat, desigur. Are gust ok. Cookies pieces. Da, simți și acestea tofile. Înghețată se simte că e diferită, nu e de vanilie simplă asta, crem. Cum e scrisă? Gustul toffee slipcioasă. Ok. 7,75. Dezi de caramelă cu arahide. Toffee aici e mai la locul lui. În caramelă. Caramelul se arată. Mie normal, mai tare îmi place.
Arhidele se simt strani aici, am stat la locul lor. Nu-mi place ideea de arahide aici. Deloc nu se leagă. 7,5. Nu știu cine știe ce. Un gust nou de înghețată. Pe lângă ce că e de căpșună, pentru că ele erau și în conuri pe căpșună și pe sticuri. De ideea că era pur și simplu înghețată de căpșună, cu un pic de sos de căpșună și atât. Dar asta e ceva mai interesant. Asta e strawberry crisp. Ce avem aici mai interesant e 59% înghețată de căpșună, 11% sos, 29% ciocolată albă și 1% cereale de orez expandat. Ce avem aici? Lapte, 10% piure de căpșună, te reconstituit. Nu da, asta nu știu că e mai vieță, un pic de ciocolată albă și cereale mai avem crocante și sos mai mult, probabil că așa arată. Foarte puternic gustul din înghețată. Și gustul din înghețată, gustul de căpșună. Ciocolata albă simți foarte bine. Nu spui asta în con la fel era. E înghețată de... Faza că în con era înghețată de căpșună mixată cu de vanilie. Deci e doar de căpșună. Și sos de vanilie, ciocolata albă și încă e crocant. Îmi place senzația asta de crocant. Ciocolată crocantă și cereale de orez. Și un dulce acșor de căpșună, e gustos. 8,25, care e bună. Din varianta de căpșună e una din cele mai bune, garantată.